Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu din această seară este domnul judecător Cosmin Mihăilă, președintele Curții de Apel Galați. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, mai ales că recent v-ați prezentat bilanțul pe anul 2022. Cum a fost anul 2022 pentru magistrații gălățeni? A fost un an dificil, marcat de sfârșitul pandemiei. Chiar dacă starea de alertă a încetat în luna martie anului trecut, efectele directe și indirecte au continuat să se producă, a fost multă instabilitate, multe plecări din sistem, instabilitate legislativă, modificarea cadrului legislativ în care ne desfășurăm activitatea, încă modificări și în ce privește regimul pensiilor de serviciu. Au fost mulți colegi judecători și mulți din țară, care și magistrați, judecători și procurori, care au considerat că este cazul să-și depună cererea de pensionare, să plece din sistem, și noi a trebuit să facem eforturi, să ne dublăm eforturile pentru a le prelua și a face față volumului de muncă pe care a rămas după plecarea lor. Cu toate acestea, ne bucurăm să vă spunem și dumneavoastră și telespectatorilor că instanța noastră, Curtea de Apel Galați, este la indicatorul de eficiență foarte eficient, la cel mai bun indicator. Să vă întreb și despre acest calificativ, adică ce înseamnă eficient, pentru că am văzut că ați primit, și ce înseamnă foarte eficient, indicatorul general. La nivelul anului 2014, dacă nu greșesc, Consiliul Superior al Magistraturii, care gestionează activitatea noastră judiciară, regulile, cariera magistraților și modul în care se desfășoară regulile generale privind procesele civile și penale, a stabilit niște criterii de departajare a instanțelor în funcție de eficiența lor. Și s-au stabilit 5 criterii, exemple de criterii care sunt de bun simț și privesc activitatea instanțelor. Rata de întârzieri în redactarea hotărârilor judecătorești, dacă ai întârzieri la motivare. Durata de soluționare a unei cauze. Ponderea dosarelor soluționate într-un an. Rata de soluționare a dosarelor, și acesta este un indicator principal, sau operativitatea. Și în funcție de cât procentual, cât de multe dosare ai reușit să le soluționezi, să le finalizezi definitiv, raportat la câte au intrat în anul respectiv, sunt niște praguri în funcție de care obții un anumit calificativ. Toate calificativele sunt codate și pe culori. Bineînțeles, foarte eficient înseamnă verde, nesatisfăcător e roșu. Noi toți ne dorim să fim pe verde, cum se spune, da? Să avem indicatorul foarte eficient. Și uitați, Curtea de Apel Galați, se poate face și o medie a acestor indicatori, cei 5 indicatori care avem, se face o medie a lor, și într-adevăr, Curtea de Apel Galați și judecătoria Galați au avut indicatorul foarte eficient. Au fost și instanțe care au avut indicator nesatisfăcător sau satisfăcător? Nu. Toate instanțele sunt la eficient, indicatorul final. La anumite instanțe, punctual, datorită volumului ridicat de activitate, unii din acești subindicatori care compun indicatorul final, poate au fost la satisfăcător. Pentru că volumul este mare de activitate, avem instanțe în circumscripție care au rămas chiar și într-un singur judecător. Ca situații pe care o considerăm foarte grav, în județul nostru, judecătoria Liești, una din cele două, numai două judecătorii la nivel național care sunt în mediul rural, a rămas într-un singur judecător și am făcut eforturi cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii, căruia îi mulțumim, am reușit să găsim un judecător din circumscripția altei curți de apel, de la Buzău, care a fost delegat să ajute pe doamna președinte la judecătoria Liești, care a rămas singură cu instanța respectivă. Deci acum, practic, la Liești sunt doi judecători? Doi judecători și va mai veni un judecător stagiar repartizat de la Institutul Național al Magistraturii, dar ei au competența limitată și nu stau decât puțin timp, câteva luni, maxim un an, ei își fac stagiu și după aceea pleacă să dea examenele finale și mai multe instanțe, în special cele din mediul rural, nu sunt atractive. Vii pentru că ești repartizat, nu pentru că îți place localitatea, sunt probleme și cu cazarea, cu chiriile. Da, este destul de departe să faci naveta. Și de oraș, de municipiu și până la Tecuci este cam la jumătatea distanței. Dar de câți judecători ar fi, de exemplu, nevoie la Liești pentru a rezolva toate dosarele? Schema de judecători este de 4 judecători. 4. Ar trebui să fie schema plină. Deci acum, practic, lucrați la jumătate de... Da.
Da, da, din efectiv da, unui da. Dosar. Da, iar dacă era un singur judecător, era la un sfert, deci un judecător ducea efortul său și plus altor trei colegi. Este enorm, chiar și la o judecătorie mică. Aceste judecătorii mici nu sunt specializate, nu au secții, cum e judecătoria Galați, civil și penal. Pentru că nu au oameni să aibă secții și atunci gândiți-vă că doamna președinte duce și trebuie să judece și în materie civilă și în materie penală o multitudine de cauze și nu este ușor. Sunt cauze complexe, sunt martori de audiat, e specificul tipului de instanță, poate și a zonei din anumite puncte de vedere, cauze de fond funciar, un anumit timp de infracționalitate. Și este de apreciat că au reușit să și are și atribuții de conducere și este de apreciat pentru că au reușit să facă multe, să implementeze, să-și exercite atribuțiile de serviciu, să ducă și activitatea de judecată și să implementeze și proiecte alături de Sindicatul Grefierilor. De exemplu, au deschis, nu în cursul anului trecut, dar în anul anterior, au lansat camere de audiere minor la judecătoria Liești, după Palatul Justiției Galați, unde am reușit să facem, să amenajăm două camere pentru audierea minorilor implicați în procedurile judiciare, cu efortul, cu sprijinul baroului Galați. Judecătoria Liești a fost următoarea instanță, cu sprijinul Sindicatului Grefierilor și cu eforturile autorităților locale, au reușit să doteze, fără să fie alocați bani de la bugetul statului, de la Ministerul Justiției, două camere, o cameră de audiere minori foarte frumoasă, lucru care este de apreciat. În aceste camere, minorii sunt, când sunt implicați în procedurile judiciare, de regulă e vorba de procedurile de dreptul familiei, proceduri stresante pentru minori, de divorț, exercitarea autorității părintești, sau în proceduri penale, sunt părți, martori. Este important să le se creeze un cadru confortabil, psihologic, în care se poate discuta cu magistratul, cu judecătorul, într-un cadru intim și într-un cadru în care... Prietenos și discret, în sensul că nu mai ei secret, poate mult spus, dar nu mai au acces la ce discută și da. Spuneați despre numărul mic de judecători de la Liești. Este o situație întâlnită la toate instanțele, inclusiv la Curtea de Apel? Este o situație, poate nu într-o măsură atât de gravă, dar este o situație întâlnită comună, din nefericire a devenit comună la nivelul instanțelor din circumscripție și a devenit comună la nivel național. Sunt foarte multe instanțe, inclusiv instanțe mari, care duc, suferă de o lipsă acută de personal. Judecătoria Focșani, din circumscripția Curții de Apel Galați, are o schemă de ocupare a judecătorilor la jumătate. Judecătoria Tecuci, judecătorie destul de mare și un oraș destul de mare, un municipiu mare între municipiile care nu sunt reședință de județ în țară, sunt 4 sau 5 judecători din schema de 10, deci la jumătate. La Tribunalul Galați este o situație foarte dificilă, s-au pensionat foarte mulți judecători, inclusiv conducerea a trebuit să s-a pensionat, da, a făcut formula cerere de pensionare și fostul președinte și actualul președinte. Schema se apropie de 50%, noi credem că este un prag critic care va avea efecte asupra actului de justiție. Colegii fac eforturi să nu aibă asupra calității actului de justiție, dar în mod cert asupra duratei de soluționare a cauzei, a cauzelor, pentru că atunci când sunt multe dosare pe rol, pentru a nu prejudicia părțile prin faptul că nu poți administra un act de calitate de justiție, primul lucru care se întâmplă, prima măsură care se implementează este creșterea termenului de acordării termenelor de judecată sau primului termen, cum ar veni. Și atunci durata proceselor este prelungită. Și noi nu credem că acest lucru este în sprijinul cetățenilor, este un, este un beneficiu pentru societatea noastră și pentru comunitatea noastră gălățeană și facem eforturi să fim... să reducem cât mai mult termenele, să oferim un serviciu rapid și de calitate justițiabililor. Și la Curtea de Apel Galați, recent s-au pensionat 3 judecători. Asta înseamnă că vor crește timpii de soluționare a dosarelor? Da, 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 da. Vor crește timpii de soluționare a dosarelor, asta este, și lungimea ședințelor de judecată va crește. Acest lucru nu afectează direct partea dacă există o anumită programare a orelor, dar de regulă are un singur dosar
un rol ședinței, dar experiența noastră în justiție și experiența celorlalte țări este că e nevoie ca ședințele să nu fie prea aglomerate cu dosare, pentru că intervine oboseala. Și e un domeniu important, sunt în joc drepturile oamenilor, instanțele sunt ultima autoritate în care își găsesc dreptatea, da? Deci dacă sunt nemulțumiți de activitatea oricărei alte autorități sau instituții publice, vin la instanță, deci este ultima instanță, ca să zic așa, dacă vreți, și atunci este important să tratăm cu responsabilitate meseria noastră, activitatea noastră, actul de justiție și să facem un și să reușim să eficientizăm activitatea noastră, să reușim să rezolvăm problemele de recrutare de personal, cumva să combatem efectele acestei instabilități legislative în ce privește drepturile, statutul de magistratului, care au condus la această situație pe care în experiența mea profesională, adică nu am întâlnit-o în această măsură, atât de dur, atât de multe plecări din sistem, nici chiar în perioada crizei din 2009-2010. Care sunt șansele să aveți cât mai curând colegi noi care să practic să facă echipa completă? Consiliul recrutarea magistraților, a judecătorilor și procurorilor nu cade în sarcina Curții de Apel Galați, cade în sarcina Autorității Centrale, Consiliul Superior al Magistraturii. Consiliul Superior al Magistraturii în prezent are două proceduri de recrutare magistrații prin direct, prin admitere magistratură și prin Institutul Național al Magistraturii, de mai acel stadiu de perioadă de formare profesională de 3 ani. Și a scos multe posturi din sistem la concurs și a reușit inclusiv de la judecătoria Galați și de la alte instanțe din circumscripția noastră. Din nefericire nu s-a ocupat după prima probă, cea de verificare a cunoștințelor juridice, nu s-au ocupat toate posturile scoase la concurs, deși erau mult, da, sunt de regulă 10, 15, 20 de candidați pe loc, nu s-au ocupat toate posturile, iar la probele ulterioare, inclusiv proba interviului, care e o probă mai subiectivă, și dintre cei care au trecut de prima probă nu au trecut de proba interviului, au fost picați, așa că sunt 6 nu foarte mari de ocupa, poate doar câteva posturi din instanțele din circumscripția Curții de Apel Galați. Aceste posturi sunt la instanțele de bază, la judecătorie, la tribunale, nu pot fi ocupate direct, ci doar prin promovare la instanțele inferioare, trebuie să ai o bază de selecție și ca urmare a modificărilor legislative în urma cărora vechimea de promovare a devenit mare, există șanse reduse de a ocupa posturile vacante de la tribunale. Estimez că s-ar putea relativ repede ocupa, dacă gradul de ocupare e la 50-60%, să ajungem cu anumite eforturi pe la 70% în grad de ocupare a posturilor de judecător, dar nu este suficient și mai mult de atât nu văd speranțe pe termen scurt, poate pe termen mediu-mediu-lung aș vedea speranțe. Aș vrea doar să vă mai spun că în afară de judecători avem multe categorii de personal, funcționari publici, grefieri, specialiști IT, personal auxiliar de specialitate, personal conex, personal contractual, recrutarea, angajarea lor, promovarea lor, ține de curtea, de atribuțiile președintelui Curții de Apel Galați și ne mândrim cu faptul că ce ține de noi, posturile sunt ocupate în totalitate. Deci ce depinde de noi? Am organizat procedurile de concurs, de recrutare, de promovare necesare, de ocuparea funcțiilor de conducere la grefieri, să fie toate posturile ocupate. Deci ce nu depinde de noi, cel puțin nu depinde exclusiv de noi, facem demersurile, tot ce depinde de noi să fie bine, da, să reușim să ocupăm posturile, însă nu întotdeauna din jocul lucrurilor la nivel central, la nivel național, nu este favorabil instanțele din teritoriu. Situația aceasta cu lipsa de personal se înregistrează și la alte curți din țară sau este doar aici, la Galați, în zona noastră? Se înregistrează și la alte curți de apel din țară, un fenomen la nivel național, cauzat de mai mulți factori, în principal de modificările legislative, de zvonurile sau de presiunea aceasta iminentă a unor modificări legislative dezbătute în Parlament sau nu,
doar la nivel de proiect, la nivelul ministerelor de resort, care a determinat mulți colegi să, de teama de a nu pierde drepturi la pensie sau de a nu pierde condițiile de pensionare așa cum le știau și așa cum le-au imaginat, le-au avut ca așteptare atunci când au intrat în sistem și de-a lungul carierei lor, au decis să părăsească sistemul cu părere de rău, pentru că simțeau că... Sunt multe astfel de cazuri, au părăsit sistemul, da? Deci au fost foarte multe pensionari pentru că au dorit să nu piardă dreptul la pensie, dar să iasă cât timp îndeplinesc condiții. Acestea care se acordă probabil acum să nu pierdă, da. Da, da, au fost discuții să se elimine în totalitate dreptul la pensie specială sau să se introducă un prag de vârstă ridicat. Știu că este o problemă socială delicată, există mai multe curente de opinie în societate. Ce vă pot spune este că acești colegi și-ar fi dorit să rămână, am discutat cu mai mulți din ei, și-ar fi dorit să rămână și să-și aducă în continuare contribuția pentru binele sistemului judiciar, însă modul în care s-a pus problema, faptul că teama generată de această instabilitate legislativă și de această acest haos, dacă vreți, al declarațiilor publice, ale factorilor politici și din puterea executivă și din puterea legislativă responsabili, le-a provocat la nivel național temeri. Au fost instanțe, au fost curs de apel în care au plecat și 20-30 de judecători dintr-o dată. Au făcut toți cereri de pensionare în același timp. De curs de câteva zile s-a depopulat o curte de apel din altă zonă a țării cu aproape o treime din persoană, din judecători. Este îngrijorător ceea ce spuneți dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât am spicuit bilanțul curții de apel și am văzut că aveți cea mai mare încărcătură de dosare din țară. Deci la Curtea de Apel Galați există cel mai mare număr de dosare din țară. Da. De ce s-a ajuns la această situație? Sau cum s-a ajuns la această situație? Statistica care o spuneți include și instanțele de circumscripție. Deci dacă adunăm întregul volum de activitate al celor 10 judecătorii din circumscripție, celor 3 tribunale și al Curții de Apel Galați, împărțim la numărul total de judecători din circumscripție, obținem o cifră care în topul celor la 16 curs de apel din țară se situează pe primul loc. A existat o creștere a numărului de dosare în ultimii ani, datorat mai multor factori, au fost și modificări legislative în ce privește statutul anumitor profesii care au generat valuri de acțiuni identice sau similare, dar care au încărcat rolul instanțelor și au fost aceste pensionări și câteva instanțe critice, de exemplu cum e judecătoria Liești, care au determinat această cifră. În ce privește strict activitatea noastră a Curții de Apel Galați, din cauza plecărilor de personal, din cauza pensionărilor, secția penală, deci care judecă materia penală, dacă infracțiunile săvârșite și trimise în judecată de către parchete, de către unitățile de parchet, este ea însăși pe locul întâi în țară între secțiile penale de la nivelul curților de apel ca volum de activitate efectiv pe judecător, din cauza faptului că au fost multe pensionari de la această secție. Domeniul penal este unul critic. Judecătorii sunt specializați, cine e specializat în penal, e specializat toată viața în penal, nu mai judecă și altceva. Este o problemă, încercăm să o rezolvăm întâmplător sau cumva am reușit să găsim o formulă, să găsim câțiva judecători care poate că în viitorul apropiat vor putea veni la Curtea de Apel Galați. Și în materia insolvenței, suntem pe locul întâi în țară, tot din cauza lipsei de judecători. Vă pot da, la Tribunalul Galați sunt 5 judecători, la secția comercială care judecă insolvență, dar nu numai insolvență, judecă și alte tipuri de cauze în materie comercială. Vă pot da exemple din alte țări, unde sunt la o secție de acest tip cu o asemenea circumscripție, sunt 20-30 de judecători numai la secția comercială și sunt unii care sunt și supra-specializați dintre ei, nu fac toți și insolvență și dosare comerciale de alt tip, ci sunt specializați pe subdomenii. Și care în străinătate cam câte dosare judecă pe zi? Câte cazuri? În străinătate sunt, în general, se intră în ședință o dată de două ori pe săptămână cu 2-3 dosare pe ședință. La noi?
La noi se intră o dată pe săptămână de 3 ori pe lună, ca 3-4 ori pe lună, deci cam o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni. Sunt la judecătoria Galați, ajung și la 60 dosare pe ședință, la Curtea de Apel Galați 20-30 dosare pe ședință, dar gândiți-vă cât mai complexe sunt în căile de atac, deja au trecut prin fața altor instanțe, dosarele sunt mai complexe. Este în mod cert împietează asupra calității actului de justiție prin faptul că nu ai timp fizic să studiezi dosarul și să acorzi timp până, poate că ai timp să-l studiezi, trebuie să-l studiezi, dar să acorzi timp părților să-și expună pozițiile avocaților, părților să-și expună pozițiile așa cum își doresc. Pentru că apar mereu, pot apărea elemente noi care pot influența uneori covârșitor, adică al cursul acelui proces. Dar să vorbim și despre lucruri bune, pentru că în anul 2022 ați pus accent foarte mult pe digitalizare și știu că sunteți primii din țară, Curtea de Apel Galați, care a făcut pașii necesari astfel încât să facă parte integrantă din ghișeul.ro, să fiți parte. Și sunteți, iată, toți singurii la nivel țară. Au mai făcut și alți colegi până la urmă aceeași, a avut aceeași reușită ca dumneavoastră? Încă nu. În schimb, am solicitat, am intrat în contact cu Consiliul Superior al Magistraturii și la nivelul lunii decembrie 2022 s-a decis extinderea portalului nostru, integrării noastre cu ghișeul.ro la nivel național. Prin portalul dumneavoastră, prin portalul Curții de Apel, pot intra să-și plătească taxa de timbru și alte taxe pe care până acum nu le puteau plăti online, nu? Le puteau plăti prin ghișeul.ro, dar era interfața mai complicată, erau mai mulți pași de făcut și multă lume ezita. Le puteau plăti și prin internet banking, dar trebuia să știi contul bancar de la trezorerie, ceea ce variază de la primărie la primărie. Era o operațiune în plus. Da, nu se plătea online în esență pentru că era dificil. Era dificil și atunci, mai ales dacă veneai la instanță, avem un ghișeu al poștei unde se pot plăti și fizic și preferau să procedeze în acest mod. Acum, de când avem acest portal, sunt plătite foarte multe taxe, se plătesc de timbru prin intermediul portalului, sunt zile în care se plătesc 20.000 de lei, în total sume cumulate, sunt sute de utilizări zilnice, mii de vizualizări ale paginilor web, sunt persoane din străinătate care apelează și plătesc taxe de timbru și depun documente, persoane fizice și juridice din străinătate. Pentru ei e mult mai bine așa, pentru că trebuiau să plătească taxe, nu aveau cum să plătească, trebuiau să apeleze la cineva, da, atunci era mult mai complicat. Acum fac dovada și nu mai e nevoie de un drum. Și nu sunt numai români din diaspora, sunt persoane fizice și juridice străine, da, cetățenii străine care au dosare pe rolul instanțelor noastre și care folosesc interfața în limba engleză sau dacă au avocat din România în limba română, să interacționeze cu instanțele, să depună documente, să plătească taxe, să declare căi de atac, să obțină acele dovezi certificate că există un dosar pe rol. Ce mai urmează în domeniul digitalizării? Pentru că știu că sunteți pro-digitalizare și vreți în continuare să aduceți noutăți. Vrem să acordăm sprijinul de specialitate Consiliului Superior al Magistraturii. Noi, în calitate de dezvoltatori ai acestui portal, ceagălă.ro, prin care îți plătesc taxele de timbru, pentru extinderea portalului la nivel național. Vrem, de asemenea, având acest bilanț pe care l-ați menționat, am făcut prima transmisie live a ședinței de bilanț către personalul instanțelor din circumscripție, deoarece nu toți pot fi prezenți la ședința de bilanț. Locurile sunt limitate și am vrut să dovedim deschidere față de cei 850 de angajați din circumscripția noastră să poată urmări dezbaterea activității Curții de Apel Galați și a Tribunalului și a Judecătoriei Galați și am transmis prin internet live pe YouTube la rezoluție modernă 4K, o premieră în sistemul judiciar. A fost eforturi mari. Cum a fost primită de colegii dumneavoastră din țară, pentru că ați avut invitați la prezentarea bilanțului și colegi din țară de la alte
instanțe, nu? Au fost impresionați de idee, au fost impresionați de rezultatele pe care le-am obținut și în ce privește eficiența instanței și în ce privește proiectele noastre pe care le avem în domeniul digitalizării, în domeniul investițiilor pe care îl facem. Și a exprimat bucuria de a fi alături de noi, susținerea, recunoștința și mulțumirea pe care o port și eu colegilor, magistrați, grefieri, funcționari publici, informaticieni care au depus eforturi deosebite în aceste condiții de sub o finanțare, de sub ocupare redusă a schemelor de personal ca să obțină aceste rezultate. Și asigur că sunt alături de ei, după cum și Consiliul Superior al Magistraturii în noua formulă ne asigură că este alături de noi și ne va susține și va face tot ce stă în putință, toate demersurile, inclusiv demersuri de modificări, de solicitare de inițiativă legislativă pentru a aduce un bine în sistemul judiciar, a îmbunătăți activitatea și în ce privește personalul și activitatea care se răsfrânge direct asupra cetățenilor care vin pășesc pragul instanțelor. Au fost și reprezentanții ai Consiliului Superior al Magistraturii la activitatea de bilanț? Au fost 3 reprezentanții ai Consiliului Superior al Magistraturii, da. Tot ei sunt și cei care au dat calificativul foarte eficient? Nu, calificativele sunt strict obiective în funcție de rezultatele statistice care se extrag automat din interfața noastră, din baza de date internă. Vorbeam despre plusuri în anul 2022, dar care ar fi minusurile în justiția gălățeană? În justiția gălățeană, în afară de lipsa, neocuparea schemelor de personal. O subfinanțare, o dificultate în a obține finanțare din partea Ministerului Justiției, cauzată de politica pe care o are, nu numai Ministerul Justiției, dar politica pe care o au ministerele cu privire la finanțare, cauzată de anumite finanțarea instituțiilor, cauzată de anumite întârzieri neimputabile nouă în ce privește modul în care se realizează investițiile. După cum știți, au fost valuri de creștere a prețurilor, materialelor, manoperei, de lipsuri anumitor produse finite, da? Semifinite în materia construcțiilor, fapt care a determinat întârzieri majore în finalizarea proiectelor, neimputabile, nouă neimputabile nici celor care execută acele lucrări. Principiul este, dacă nu cheltui, nu-ți mai dăm pe viitor banii. Și nu întotdeauna este bine așa. Pentru că nu e vorba că n-am absorbit pentru că nu avem o capacitate administrativă de absorbit, adică nu știm să ne organizăm, să cheltuim banii sau nu ne interesează activitatea. Ce a fost o situație excepțională. Pe ceea ce vă trebuie, efectiv. Și să... Da, iar dacă n-am reușit, nu e o dovadă a lipsei noastre, a comodității, dacă vreți, sau lipsei de preocupare, e o dovadă a unei situații excepționale. Și atunci a trebuit să dați banii înapoi, pentru că nu s-au făcut cheltuielile necesare, pentru că nu ați putut să le faceți pe cele pe care... Și când s-a pus problema alocării, chiar și pentru alte domenii pe viitor, cumva s-a alocat proporțional cu aceste cheltuieli. Nu e numai instanța noastră în această situație, și celelalte curți de apel sunt în această situație și automat și Ministerul Justiției în această situație, și atunci a obținut mai puțin bani de la Ministerul de Finanțe. Deci nu e vorba neapărat că n-a vrut conducerea sau direcția economică din cadrul Ministerului Justiției, dar asta a fost politica de la Ministerul... Care ați căzut și dumneavoastră, sunteți acolo. Da. Da. O verigă. În 2023 vă mutați în casă nouă? Noi începem. Punem piatra de temelie la noul sediu. Nu cred că vom reuși să finalizăm într-un an, dar... Spectatorii noștri văd acum și imagini cu viitoarea construcției a Curții de Apel, a Judecătoriei. Da, o să vă spun câteva cuvinte, dacă îmi permiteți, că este un subiect important pentru noi și cred eu că și pentru comunitatea gălățeană. Lucrarea este pentru nou sediu al Judecătoriei Galați. În general, când au fost mutări, când s-au construit sedii noi, s-au mutat curțile de apel, instanțele superioare s-au mutat în nou sediu. Ne dorim, dar deocamdată este la un nivel, dacă vreți așa, informal, după finalizarea lucrării, mai degrabă să se mute Curtea de Apel Galați, lucru dorit și de celelalte instanțe, tribunalele și judecătoriile de regulă doresc să rămână împreună din motive de administrare actului de justiție. Deci, după ce se finalizează lucrarea, vom vedea. Eu totuși sper să se mute Curtea de Apel Galați. Însă,
Ce vedeți dumneavoastră este noul sediu al judecătoriei Galați, să-i spunem deocamdată, imaginat de arhitectul care face studiul de fezabilitate. Studiul de fezabilitate care urmează a fi finalizat, după care vom trece în etapa licitației pentru proiectare plus execuție. Licitația durează așa câteva luni, proiectarea 6 luni, execuția 2 ani. Până la sfârșit, în 2026-2027 discutăm despre darea în folosința a noului sediu. Este situat în fața mall-ului Shopping Asta City. Să vă întreb unde este locația. Lângă blocul Turcu Sinev, în fața mall-ului de pe Bulevardul George Coșbuc. Este un spațiu, a fost unitate militară, dispune de parcare subterană și pentru angajați, și pentru public și avocați. Am dorit acest lucru deoarece vedeți că este înconjurat de verdeață și nu am vrut să mai fie parcare, asfalt lângă. Vă puteți imagina și dumneavoastră, fiind parcarea de la mall, e suficient asfalt, nu am mai vrut să mai fie în plus. Inclusiv preluarea deținuților, știți că în dosarele penale mulți deținuți sunt, vin mulți deținuți sau persoane aflate în stare de arest și trebuie organizată preluarea lor într-un cadru securizat de la mijloacele de transport care vin de la penitenciare, este organizată corespunzător. Au fost, cred că este a treia sau a patra variantă de design acestor clădiri de arhitectură. Am insistat foarte mult pentru un design modern, am vrut să fie emblematic pentru orașul nostru, pentru regiunea noastră, o clădire vrem să fie la nivelul la care îl vedeți în Valencia, la care îl vedeți în Barcelona, să fie la nivel occidental. Și credem noi că am reușit, chiar dacă nu sunt la rezoluție foarte bune imaginile. Corpul principal în care au birourile judecătorilor este acesta, este în formă de velă sau de vapor. Da. Cu, e cumva și reprezentativ pentru Galați, având în vedere că suntem oraș port. E o construcție futuristă, foarte modernă. A fost propunerea arhitectului sau a fost, eu știu, s-au sătuit mai mulți arhitecți? A fost un colaborare între arhitecți și noi. Deci ați avut și dumneavoastră un cuvânt de spus. Da, am 3-4 variante, până am ajuns la această variantă, 3 sau 4 variante de design, de arhitectură, le-am întors înapoi, nu ne-au plăcut. Oricum, anul acesta se pune piatra de temelie, nu? La construcția viitorului sediu? Cred că da, se pune piatra de temelie și noi credem deja că această etapă birocratică care poate fi foarte dură și dura foarte mult a obținerea autorizațiilor, studiilor, din momentul în care e depășit și, cum a zice dumneavoastră, se pune piatra de temelie, lucrurile nu mai pot fi, merg. Are un parc, un mic parc pe acoperiș. Iarăși un lucru care nu vedeți, mergeți în străinătate, pe continentul nostru, pe alte continente, vedeți verdeață pe clădiri, pe blocuri la ultimul etaj. Da, vedeți parcuri la nivel. Sunt lucruri foarte moderne pe care am încercat să le implementăm. Dar se încadrează construcția în arhitectura zonei? A fost prezentată factorilor responsabili din cadrul primăriei Galați, unde știți că este instituția arhitectului șef și au fost foarte, într-un cadru informal, da, au fost foarte încântați. Sunt aceste grinzi verticale, dacă vreți, vedeți că reflectă această unduire care duce cu gândul la Dunăre, nu? Da, la unduirea apei. Uitați aici cum sunt aceste, într-un stil modern, exact cum vedeți la clădirile occidentale. Este genul de, eu o consider o clădire frumoasă cum este făcută, dar nu este frumusețea aceasta clasică, dacă vreți, care o vedeți de exemplu clădirea Palatului Universității. Este mai degrabă ceva ce aș spune clădirile acestea moderne într-o o frumusețe un pic șocantă care te... E pe neo față de ce de zona domnească unde sunt clădirile acelea care poartă istoria și patina timpului. Da. Ce urmează sau cum v-ați dori să fie sistemul, să arate sistemul judiciar în anul 2023? Pentru că acum vorbim despre obiectivele acesta. În privința obiectivelor Curții de Apel Galați, vă pot spune că ne dorim să îmbunătățim indicatorii de eficiență, să ocupăm schemele de personal, de judecători, să ducem portalul acesta de servicii judiciare, să-l extindem la nivel
național, ne propunem să organizăm o conferință internațională a președinților de curs din Uniunea Europeană, unde în premieră anul acesta unul din vicepreședinții Curții de Apel Galați a participat, a fost organizată în Austria și o premieră pentru participarea României la această conferință. Vreau să vă spun că și în acest domeniu suntem în urma celorlalte țări din spațiu fostul bloc comunist sau din spațiu este european. Toate țările participau, inclusiv Ungaria era prima pe listă, iar noi nu am avut până acum niciun reprezentant. Deci este prima participare pe care o are România la o la această conferință importantă la nivel internațional. Un vicepreședinte de la Curtea de Apel Galați. Domnul judecător dr. Alexandru Blan, care este și cadru didactic, a reprezentat Curtea de Apel Galați și România, sistemul judiciar român, și am păstrat legătura cu organizatorii, care sunt președinți de curților de apel din Olanda, din Viena, din Franța, din multe țări din Occident. Și am avut întâlniri online cu ei și au exprimat dorința de a organiza în România următoarea întâlnire. Noi am fost de acord, am solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să aprobe și mai ales asigure finanțare pentru această întâlnire, în care se dorește a fi o întâlnire de top cu traducere simultană mai multe limbi. Nu este doar un simplu seminar și cred că vom reuși organizarea, ne sperăm să reușim organizarea lui și să aducem iarăși prestigiu, mândrie zonei noastre, regiunii noastre, care a avut un rol important în istorie, nu Dunărea, și a fost un element important în și un element crucial în istoria Europei, dacă vreți, și poate că și-a pierdut în timpul comunismului datorită blocajelor de circulația informației și de circulația personală și a pierdut importanța și poate că 30 de ani n-a fost valorificată la potențialul ei după Revoluție, dar cred că e momentul să începem și să ne aducem și noi în măsura competențelor noastre contribuția către această deschidere. Când ar trebui să aibă loc această conferință? Va fi organizată, se organizează odată la 2 ani. Va fi organizată în, deci, ne dorim în iunie 2024. 2024, aveți timp să puneți la punct tot ce înseamnă din punct de vedere logistic și tot ce mai ține de această organizare. Este timp. Dar e important că, uitați, România a reprezentat pentru prima dată la o astfel de conferință internațională și a fost reprezentată de un gălățean. Da. E cu atât mai important. Da. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă felicit pentru tot și vă doresc să puneți mai repede piatra de temelie acolo și vă mai aștept aici la Reperul TV să veniți să ne povestiți despre ceea ce aveți de gând să faceți și ceea ce ați realizat. Vă mulțumesc pentru invitație și accept cu plăcere o invitație ulterioară din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor! Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea Dunărea de Jos implementează proiectul Bridges of Trade. Proiectul, finanțat prin Programul Operațional Bazinul Mării Negre 2014-2020, BSB 861, prin instrumentul european de vecinătate, se desfășoară pe o perioadă de 34 de luni. În cadrul proiectului, asociația a organizat un eveniment de recrutare în format online, care a oferit oportunitatea entităților din sectorul agricol interesate în internaționalizarea companiilor să participe la un curs de formare în domeniul comerțului internațional, dar și la evenimentele organizate de către țările partenere din proiect. Evenimentele numite Bridges au ca scop identificarea unor oportunități de cooperare între vânzători și cumpărători, prin stabilirea unor întâlniri predefinite bazate pe interese comune. În lunile septembrie, octombrie și noiembrie ale anului trecut au avut loc 4 evenimente Bridges, organizate de guvernoratul raional Ceatalca din Turcia, de Municipalitatea Nestos din Grecia, de Camera de Comerț și Industria Republicii Armenia și de Primăria Municipalității Bălți din Republica Moldova. La toate aceste evenimente au participat reprezentanți din partea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, ai firmelor locale beneficiare ale proiectului, precum și un reprezentant al asociației. Pentru informații suplimentare despre derularea proiectului, vă rugăm să contactați Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea Dunărea de Jos.